Am primit și noi primii bani de la YouTube și la 100 de abonați dăm și noi o ladă de bere. Cu geanta pe spate, astăzi o să vă prezentăm ziua obișnuită a unui vulturi care efectuează comenzi în traficul din București cu mașina. Vă încurajez să vă abonați ca să aveți și vă șanse să vă crească și tipsul. Bun, să înceapă distracția! Salutare și bine ați venit pe canalul Curier de Top. Astăzi vom efectua câteva comenzi cu mașina Renault, ce-i ăsta? Renault Megane? Renault Simbol. Cea mai tare mașină de pe Glomo. Viteză. E în viteză. Stai că știu și eu să merg ea. Să pornesc, chiar dacă nu a permis. Vizionați tot clipul ca să vedeți câte comenzi pe cum. Hai la mic păci, frate, mai facem 3 comenzi și mergem acasă. Spune-mi ce modificări ai pe mașina asta. I-am pus capace pe roți. Așa. Și... nu e elicopter, dronă? Cea mai mult m-a costat, știi, când i-am făcut un plin cu benzină premium. De 7 lei. Nu, e un play. Mamă! Bun. De unde? Asta e de la volante, pun pariu. Mamă. Și? E de la volante. Bun, să înceapă distracția! Sper să nu curgă, dar nu sunt cu scuterul. Vom reuși oare să facem 5 comenzi ca vulturii ăia mari pe scutere, pe motociclete? Că noi suntem pe mașină, e cam greu. Mamă, ce grob! Se vede, mă, că e Glovo în spate. Uite, mă, ce BMW-ul ne-a lăsat să trecem. Gagiu, șmecher, om. Cred că a luat mașina în chirie. A luat mașina în chirie să facă Glovo. Ce mereți, șefule? Pune-te și sună clientul. Hai să vedem ce iese. Ce să facem, băi, băieți, de lăsat șpaga a lăsat, într-adevăr, dar încă n-am acoperit gaz. Vreau să mai fac două curse. Și acum suntem în căutarea altei comenzi. Ne ducem spre plața. Spune tu, Basarea, unde suntem acum? Suntem pe Bulevardul Timișoara, lângă plaț. Unde ne îndreptăm? La plaț. Avem fulul la gaz? Nu, minim la gaz. De puțin am făcut? Nu. Oh my god! De la plața! Oh my god! 15 lei! Nu cred! Ieși din București! În Chiajna ne ducem! Wow! Și-mi place unde ne ducem în zona aia. Vizi oglinda. Ce oglinda? Să văd oglinda. A, gata. Au venit banii de la Glovo. Haurul. Știi? Unde trebuie să aduci comanda asta?
Închiași, na măi. Ziceam, livrăm comanda asta și mai facem una, că mai avem nevoie pentru bonus și mergem acasă, pentru că azi e slăbuț. Slăbuț rău de tot? Da. Îl lăsăm pe, facem o aroganță și lăsăm pe ăsta cu proșcaien să treacă? Normal. Am găsit încărcătorul, iuhu! Bă, dăm comandă de mâncare după program? Da, normal. E foame? Da, luăm de toți bani. Nu aștept că am ieșit din București. Cât de gropi sunt aici. Ușor, ușor, ușor. Aha. E ok să consumi atât un scuter, ești nebun. Pe cât consumă fratele tău scuterul tău? 5 litri, 4 litri. Ma, dar ce, mă? Ce scuter e ăla? Aprilia, Desert 50. Pe ce aplicație intri tu acum? Maps.me. Ehe, nu toată lumea știe. Doar curierii de top. Da, dar nu arată nicio casă. Dacă zice, nouă... 7 lei ăsta. Mai bine. Ce-mi zic, frate, azi tipsul merge ca nebun. Tipsul, da, comenzile. Mai avem nevoie de una, ia. Nu am făcut update, că face update mai greu. Păi, dacă e din China telefonul, 29 de comenzi, încă una și... Nu din China, și pe iPhone face la nu fel. Contează, frate, încă o comandă și ajungem să ne luăm penthouse. Da. Când mă enervez, scot ăsta, le pun să filmeze, deja e setat să filmeze, scot bastonul ăsta și filmez gropile astea. Acum am ieșit și noi din Chiajna, din Roșu, și ne îndreptăm spre oraș! Unde ne-a dat comandă? Maa, 8,80! Nu știi cât stăm la asta? Jumătate de oră, nu mult. Unde e? Aici. Maa. A few moments later. Glover de top, bag o mână, într-o, bag un restaurant. Gata, bă, băieți, am luat și ultima comandă. Bag o maestre înăuntru. Și ne îndreptăm spre ultima comandă. E grea viața, frate, cu mașina, e grea. E și plictisitor. Da. Angajam doar scuteriști. Plictisit mai rapid, e frumos afară. Doar scuteriști angajam. Nu e combinație să faci cu mașina, nu e. Realistic vorbind, sunt foarte multe persoane care fac cu mașina. Nu spunem că nu e bine să faci cu mașina. Nu e bine din punct de vedere financiar. Fiecare face ce vrea. Noi doar spunem că am avut oportunitatea să facem și cu mașina, și cu scuterul. Și pe jos. Și pe jos. Și am ajuns la concluzia că nu e combinație cu mașina. Mama asta a dormit la semafor și stăm la roșu după el. Păi. Și ăsta va fi... cel mai probabil primul și ultimul car vlog. Hai, frate, să facem o liniuță. A, dar noi avem roșu, mă. Gata? Da. Let's go. Gata, bă, băieți, am făcut și o aroganță. M-am urcat la volan, cu toate că am permisul suspendat. Și ce pot să vă spun? Vă mulțumim pentru vizionare și vă aducem la cunoștință că putem să vorbim și diplomat, că nu mai facem car vlog. Nu cred că o să iasă ceea ce ne propunem noi să iasă. Salut, tot burgeri! Acum mă prefac tot, o conduc. Așa că nu uitați să vă abonați și ce pot să vă spun? Ride safe!